Guvernul discută și aplicarea unor măsuri dure împotriva medicilor care demisionează în perioada în care situația este gravă la nivel de țară. Continuăm discuția cu invitatul nostru din această oră, doctorul Adrian Marinescu. Domnule doctor, ați văzut situația pe țară, foarte mulți medici infectați. Spuneam că premierul are și în plan și niște măsuri referitoare la cei care dezertează, poate de teamă, cei care și-au luat concediu, cei care m-au refuzat să mai îngrijească pacienți. Ce părere aveți despre aceste măsuri? Aici ar trebui să pornim de la o realitate, și anume personalul medical este absolut vital în acest moment. M-auziți? Da, personalul medical este absolut vital în acest moment, spuneam. Nu există vreo variantă că el să fie înlocuit. Trebuie să plecăm de la această realitate. Deci, în acest moment, în pandemie, avem nevoie de tot personalul medical. Adică nu e o altă soluție. Și atunci hai să ne gândim în felul următor. Asupra sectorului medical, în momentul ăsta există o dublă presiune. E presiunea legată de adresabilitatea pacienților, care sunt în număr foarte mare și vor fi în următoarele săptămâni, dar e și componenta psihologică. Sunt absolut de acord cu acest lucru. Pe de altă parte, eu cred că varianta este una singură. Adică ar trebui găsit niște soluții încât ei să fie ajutați, dar să fie ajutați pentru a merge mai departe. Nu cred că e această variantă ca ei în momentul ăsta să renunțe la luptă, pentru că nu au cum să fie înlocuiți în timp real și ar trebui să gândească că asta înseamnă un dezechilibru foarte mare pentru persoanele infectate la nivelul populației, mai ales că în următoarele săptămâni lucrurile vor merge pe aceeași curbă ascendentă. Asta ce înseamnă? Că vor fi multe îmbolnăviri și că vor fi și niște cazuri severe. Să sperăm că nu foarte multe, dar oricum vor fi suficient de multe încât să fie nevoie de tot personalul medical. Deci nu cred că există o variantă. Că s-a acele vorbit măsuri și despre dislocarea personalului medical de la diverse spitale către altele, la nivel de țară, acolo unde este nevoie. Vă reamintam declarația premierului Orban de la un post de radio, spunea așa, că se discută posibilitatea interzicerii dreptului de practică pentru medicii care părăsesc lupta în acest moment și că ar fi în discuție, dacă nu asta, prelungirea perioadei în care cel care demisionează să rămână în preaviz, tocmai pentru a rămâne la lucru, pentru a rămâne în linia întâi în spital. Eu m-aș uita un pic și la ce se întâmplă în alte țări, cum e Italia, unde a fost o situație grea, sigur că nu ne-o dorim, dar a fost o situație grea și acolo lucrurile se întâmplă la fel. Deci știți că discuția asta nu e numai în România, și în Franța s-a întâmplat, și în Marea Britanie. Dacă ne uităm, o să vedem că aceleași discuții sunt, aceeași presiune. Din păcate, nu există o altă soluție. Asta trebuie să înțelegem noi, personalul medical. Că nu avem un control în momentul ăsta. Nu e vorba de lucrurile care se întâmplă, cum spuneați dumneavoastră, că trebuie să fie niște reglementări și că din legea trebuie să ne oblige. Eu cred că până la lege ar trebui noi să fim conștienți că dacă am făcut medicina, suntem obligați să ajutăm. Și în astfel de momente, eu cred că este situația când dovedim acest lucru. Nu cred că e o altă variantă. Credeți că e aproape momentul în care medici infectați care sunt asimptomatici sau se simt bine, au o formă mai ușoară a bolii, să rămână în spital pentru a îngriji pacienți, protejându-se și protejându-i pe ei? Dar lucrul ăsta s-a făcut și în alte părți. Dacă într-adevăr va fi o urgență, dacă ei vor avea, bineînțeles, echipamentul necesar, nu va fi niciun risc de a transmite mai departe. Și dacă situația o va cere, da, se va putea întâmpla și lucrul ăsta. Domnule doctor, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații.